Proiectul a început din 2018 și ultimii 2 ani, practic, a fost stopat, a ajuns până la localitatea Ivanovca, a rămas 1,2 km ca să fie finalizat de la Ivanovca până la M1. Însă și anul ăsta proiectul, într-adevăr, s-a finalizat datorită și guvernului. Domnul prim-ministru a fost în teritoriu, președintele țării a fost în teritoriu. Noi am făcut demers din partea noastră, autorității publice locale, cât nivelul 1, cât nivelul 2. Vedem de momentul final acestui proiect. Într-adevăr, sunt 1,2 km, s-a alocat peste 5 milioane de lei. Suntem bucuroși, din spus de mult, pentru finalitatea acestui proiect. Noi, primarii din zonă, de ani de zile tot am bătut alarma că este nevoie de reparația acestei porțiuni de drum, dar totodată ne bucurăm foarte mult că acum în zona noastră se merge și în toată țara, merg reparații la drumuri bune 3, care la fel este un plus foarte mare pentru toți locuitorii localităților. Mulțumiți că vor avea în sfârșit un drum reparat, fără gropi, sunt șoferii. Drumul ăsta încă este necesar, el face legătură cu raionul Misporeni, tare mult transport circulă pe dânsul. În primul rând, datorită la fabrica care avem în satul Obileni, fiecare zi circulă autocare cu lucrătorii. Tare noi am așteptat drumul ăsta. Mulțumesc frumos pentru toți oameni care au ajutat, care s-au implicat în toată afacerea asta. Erau grochi, mașinile, vărmai mașinile, dar mă, e bun. Reabilitarea traseului care face legătura dintre satele Cățileni, Ivanovca, Obeleni, Nemțeni și Cotul Morii face parte din proiectul Drumuri Bune pentru Toți. În cadrul acestuia, fiecare sat primește o sumă care pornește de la 1 000 000 de lei pentru reparația drumurilor locale. La această etapă, 80% din localitățile țării au semnat contracte de reparație a drumurilor. În 30% din sate, proiectul a fost deja implementat.